Salut! Sunt Emil Dragută și voi face un scurt unboxing pentru căștile JBL Syncros E30. Așa arată pachetul în care sosesc. Și aici avem câteva informații. Căștile costă în jur de 300 de lei. Și veți avea un link în descrierea clipului cu impresiile formate de ele după ce le testez. Acesta este, să zicem, unboxing-ul propriu-zis. Sunt recomandate pentru desktop PC, laptop, tabletă sau telefon. Au și microfon integrat pentru apelurile de voce. În fine, hai să vedem căștile, să nu pierdem timpul. Timpul este cea mai importantă resursă a noastră. Bun. Un pachet. Avem căștile, asupra căruia voi reveni. Cablul cu jack de 3.5 mm la ambele capete. Da. De fapt, aici e sigur jack de 3.5, acesta mi se pare mai mare. În fine, o să-l probez. Ceva instrucțiuni de utilizare. Și cam atât. Cablu și căști. Se reglează, vedeți? Ceva în genul ăsta. Și pot fi făcute mai mari, au două brațe, să zic. Bun. Le pun cablul. Un design plăcut. Fiind sare de bună calitate, până la urmă sunt niște căști de 300 de lei. Nu sunt neapărat foarte scumpe, normal sunt modele și mai scumpe de atât. Aici se fixează... Da, ăsta este de 3.5 și ăsta e de 2.5. Cel de 2.5 se fixează în căști, iar cel de 3.5 în smartphone. Chiar o să iau un smartphone. O idee bună. Și o să mă duc pe YouTube. Da, cum vă spuneam, jack-ul 3.5 în telefon. Poți să controlezi redarea melodiilor din acest buton micuț. Sunt curios dacă au vreun... Nu au nimic de control al volumului. Volumul îl controlez de pe smartphone. Cam atât la prima vedere pentru căștile JBL Syncros E30. Mai multe detalii într-un link care îl veți găsi în descriere. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi cât mai bună. La revedere!